Începem dimineața cu un ceai de coca frunză pură. Frunzele de coca de dimineață și ceaiul de mate. Și uite câtă bolsă. Ne luăm adio de la această cameră minunată și de la Machu Picchu, bineînțeles. Pornim spre Santa Teresa, 10 km de mers pe jos. Vreme frumoasă, perfectă de o drumeție. S-a luat tot. De la baie periuțele. Chiar a fost super acest hotel și această doamnă vă recomandăm. Chiar trebuia să întrebăm ce înseamnă. Adio, Machu Picchu! Se pun plantuțele. Bună ziua. Bună ziua. Trenul care costă 60 de dolari. Dar noi am găsit varianta cea mai ieftină cu aproximativ 15 euro de om. Ca bonus, stăm și la apele termale din Santa Teresa după cei 10 km de mers pe jos. Trece trenul. Trenul de ora 11. S-au dat drumuri la trenuri. Totul funcționează normal. Era doar locomotiva. Putem să facem autostopul. Da, să ne ajutăm. Câte banană? Ar fi. Loc de popas. Wow, ce ca lumea e locul, nu? Am mai văzut cine cu adopas. Da? La casa de l'arbol. Thank you.
baie? Da. Fetița. Fetița. Da. Mănâncă frunze. S-a oprit și ploaia. Putem continua traseul. Mai avem 4 km. Sau fier locomotiva. Locomotiva. Ah, din nou. Nu, e trenul pe bune. E trenul pe bune. Am ratat ocazia să ne prindem de el. Wow! Laguna. Laguna, chiar că. Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce frumos. Un picior, un fel de un picior de un fel. Wow.
ce frumusețe de câine. Ne apropiem de finalul traseului. Am făcut aproximativ 3 ore jumate. Da, dacă n-ai bagaj, poți să-l faci în 2 ore. Da, nu cum a venit acest bagaj, am făcut în 3 ore jumate. De aici se merge spre hidroelectrica, de unde se poate lua o mașină spre Santa Maria sau Santa Teresa. Deshidratarea lămâilor. Se pun la soare. Câinele care dormea cu stapă pe linie. S-a întors, se uită la noi. Pernă. Am ajuns în locul de unde se poate lua o mașină. Uite, cu camperul. Ca lume. Am pornit spre Santa Maria și Santa Teresa. Ne-am cazat 10 euro plus hârtie igienică. Aha. Aceasta este camera pentru o noapte. E ok. Dulap, n-am mai văzut dulap de o grămadă timp. E voilà. Jus la băile din Cocalmaio. Cocalmaio și omul care ne-a dus până aici a început să se plângă cu protestul că mor o grămadă de oameni și era super trist. Guvernanții din capitală sunt foarte corupți și nu le convine, vor să schimbe sistemul, dar e cam greu. Picol. Nu la ce ciudat e, nu? Acesta este un câine peruan. Arată la fel ca pisica. Fără. Păi.
Mamă, ce piele are! Ce piele are? Ia pune una pe el. Are și păr pe cap, ha? Ce ciudat e, nu? Ce ciudat sunt, câinele peruan. Uf, a apărut avocado, a? În peisaj. Nu mai e meniu, ăsta e plato, dar... Cocalmaio, 10 soli intrarea. Cocalmaio. Vestuario. Întâi ne schimbăm, după aia ne băgăm în apă caldă.
putere să luăm niște gustări. Am uitat mai devreme camera la băile termale și ne-am întors după ea, era tot acolo. Super safe, încă rău. Da, crezi că am uitat camera și n-a luat-o nimeni. Ce-i ceva? Veni la 25, nu? Uf! E zona turistică. Pizza. S-au dat pe pizza peruane. Chiar că. Piața civică de solidaritate. Și ursul. Santa Teresa. Ursul cu puiul. Manile ce de mani și... Și de fasole. O băutură din fasole și o băutură de lapte cu alune. De ce bine miroase. Wow, au murit o grămadă de oameni azi. Tineri, 16 ani, 17 ani, 18 ani. 30, 40. Asta e tatăl unui băiețel de 16 ani pe care l-au împușcat în timp ce își ajuta mama să vândă. Și părinții erau super săraci și el o ajuta pe maică să era vânzător. Și patata frită? Sí. Și contul serie? No, omletă și patata frită.